Salut și bine ați venit la un nou video pe canal. În video de astăzi o să vă arăt o minune de copil, deci are doar 12 ani și joacă fotbal foarte, foarte bine. Vedeți, scrie aici, țineți minte acest nume, Lucianinho, cred că am spus bine, acum nu știu, îmi cer scuze dacă nu am spus bine, dar în fine. Eu din când în când mă mai uit pe un site cu clipuri și am văzut din întâmplare acest clip și mi s-a părut foarte, foarte mișto și am zis să înregistrez și eu. Și să vă arăt și vouă că m-am gândit că probabil nu ați văzut clipul ăsta. Și haideți să-i dăm drum, să vedeți ce poate să facă acest copilaj de doar 12 ani cu mingea. Ia să vedeți. Deci nu știu, wow, ia uitați-vă. Golasso! Super, super tare, frate. Ia uitați-vă. Deci o minune de copil. Și am înțeles că doi fotbaliști mari l-au văzut și au zis că o să aibă grijă de cariera lui. Deci, super tare, frate. Deci, uitați-vă cum joacă fotbal. La doar 12 ani. Este incredibil copilașul ăsta. Gol. Mai spuneți ceva. Deci, n-ai ce să mai spui. Deci te lasă cu gura căscată copilul ăsta. El joacă la o echipă din Brazilia, sper să nu mă înșel. La o echipă din Brazilia joacă. Deci uitați-vă ce poate să facă. Un fel de Messi în miniatură. Sau Ronaldo, acum depinde ce preferați. Oricum o să-și facă numele lui renumit, deci o să devină cu siguranță, deja a devenit foarte renumit și chiar merită. Deci uitați-vă aici, m-a trecut de ceilalți. Bun, aici avem și o fată. Sper să nu mă înșel, cred că fată, n-are cum să fie băiat. Deci uitați-vă cum trece de ei. Super tare, frate. Ia uitați-vă. Hop, hop. Deci nu știu, eu am rămas uimit după ce am văzut clipul ăsta. Aoleu. Deci țineți minte acest nume, Lucianinho. Deci ați văzut ce poate să facă la doar 12 ani. Super, super tare. Deci cam asta a fost tot. Sper că v-a plăcut acest clip. Da, știți că eu postez cu jocuri cu astea, dar m-am gândit să postez pentru că și acest clip pentru că merită. Deci merită. Dacă voi jucați fotbal, jucați în continuare. Deci este un sport foarte, foarte frumos. Bun, deci cam asta a fost tot din acest video. O să las și ceva detalii, o să las în descriere, că v-am spus pe la începutul clipului că l-a remarcat vreo doi fotbaliști mari și vă las detaliile acolo să vedeți totul despre, nici chiar totul despre acest copilaș. O să vedeți acolo, doar că este în engleză, da, înțelegeți, trebuie să înțelegeți, dacă nu dați cu Google Translate, luați și traduceți. Bun, deci cam asta a fost tot din acest clip, sper că v-a plăcut, nu uitați de share canalul meu, abonați-vă dacă nu v-ați abonat și noi ne auzim în alte videouri de ale mele. Pa, pa!